am discutat și în din acest punct de vedere și scenarele pentru sfârșitul lunii, când avem sărbătoarea națională, când avem acele sărbători frumoase la care cu toții ținem. Anul acesta, bineînțeles, nu vom putea desfășura acele evenimente frumoase cu prezența publicului. Vor fi deci, mai multe evenimente culturale, dar televizate. Nu vom putea, din păcate, organiza evenimente mai cu prezența oamenilor. Aceasta se referă și la Premiul Național, va fi o ceremonie foarte restrânsă, în cadrul căreia vor fi premiați, onorați câștigătorii din acest an.